Salutare și bine m-am găsit. Astăzi, pentru că este o iradiere foarte bună afară, este temperatura destul de scăzută și pentru că am zis să mai fac un test la panouri, am ales de aici de la Value Added Services Smart IV Curve Diagnostic, adică un test curent tensiune. E un test de diagnoză care ne va spune dacă panourile sunt în parametri sau nu. Am luat de aici invertorul pe care l-am acasă, cel de 3 kW, și am ales aici plantul, device name, o să-i dau next. Panourile sunt deja configurate, deci trebuie să vedeți celălalt tutorial cum se configurează panourile în Fusion Solar. Aici o să vă arăt cum se face acest test. E destul de simplu dacă sunt panourile configurate. Iată că invertorul este aici. Acestea sunt modulele Hanwha Q-Cells. Am pus pe cele mai mici panouri, au de 430, în total vine 3800 W, iar în acest moment ele scot cam 2700-2800 W. Și spune aici ca iradierea să fie minim 600 W pe metru pătrat. Started 9, tax fail. Ok. Select your device. Poți să selectezi maxim 200 de task-uri, maxim 200 de invertoare. Selectăm PV zone. Îi dăm un task name. Îi dăm test în 15-a 10-a. 15 octombrie. Cleaning status not cleaned, pentru că nu le-am curățat. Așa, aici auto, automatic email, aici dacă vreți să vă vină ceva pe mail. Și scriem test panouri 4 kW. Email language, alegem English. Și aici punem adresa. O să trec adresa mea de e-mail. Este aceasta. Pentru cine nu o știe, reporter by Marius, owner company, treceți orice vreți aici. Așa, aici se pot trece mai multe e-mail-uri. Diagnosis Mon este și acesta expert. Spune că are în vedere ce s-a întâmplat în urmă cu 24 de ore și ăsta arată real-time fault status, common, dacă alegem common, iar ăsta țin cont de diagnozele înainte de 24 de ore. Deci dacă am mai făcut o diagnoză ieri, putem să mai facem și una azi și va face o comparație dacă îi dăm în modul expert. Dar pentru că ieri a fost nouărat, nu am putut face nicio diagnoză, că evident n-am luat mai nimic. Am trecut aici 4 kW, 3,8 pe undeva pe acolo, acum ele am zis că scot 2,7, modul maxim de putere s-a schimbat la ora 2 înainte, pentru că este octombrie, s-a schimbat, înainte era undeva pe la ora 1-12, punctul maxim de putere, și o să-i dau finish. După ce i-am dat finish, apare cam așa, și apoi îmi va face, așadar am continuat testul acesta despre 15 octombrie și o să-i dau aici, nu o să-i dau așa, o să-i dau view details. Și aici se pare că îmi dă fail. The communication link between data collector and the inverter is disconnected. Repair the communication between data collector and the inverter. Nu știu de ce mi-a dat eroarea asta. Nu trebuia să o dea. Hai să dăm mărire pe aici. Return diagnostic. Ok. Nu ar trebui. Ar trebui să dea ceva de genul ăsta cum am mai dat înainte. A rulat, uite cum a rulat ăsta, PV1 succeeded, s-ar putea să nu fi selectat eu ceva acolo, dar o luăm de la capăt. Deci 15 octombrie, nu știu dacă pot să-i dau să edit,
Pot doar să-l șterg. Pot să-i dau rerun diagnostic, dar hai să adaug din nou un diagnostic task. O să-i dau aici, o să-i dau aici și selectez invertorul. Selectez aici the license of one status is which can task failure. Ok, se pare că este ceva anormal aici. Hai să-i mai dăm, deși aici totul este configurat bine. Hai să-i mai dăm aici. Test 2, 15 octombrie. O să-i dau manual, o să-i dăm now. Lăsăm așa pe expert. Test, panouri, fotovoltaice, 4 kW, pic. Am pus mai bine, o să dăm în engleză și o să-i bag aici office.marius.vâlceanu @gmail.com reported by Marius și aici urmează testul al doilea, pentru că acum i-am dat common și nu știu, nu a luat-o așa common. O să-i dau finished, acum el execută. Și aici putem să vedem testul al doilea, cum rulează în timp real. Îl vedem pe acesta care rulează diagnostic. Diagnosing. 14.46, e posibil că să se fi întâmplat ceva sau să se fi încărcat bateria. Dacă bateria s-a încărcat și nu mai am în consum, atunci iarăși se poate ca testul să nu mai poate fi executat, pentru că are nevoie de putere maximă. Panou, invertorul să nu fie limitat. Și aștept următorul pas să vedem care. Ar trebui să execute în aproximativ 2-3 minute să am testul deja executat. Este la 50%. Bun, ar trebui să mai durez un pic, încă 2 minute. Am mai făcut acum încă un pas, a ajuns la 71%. S-a auzit ceva de la invertor, probabil că lucrează. Poate nu trebuia să fi dat acolo common. Nu i-am dat niciodată chestia aia common și am lăsat expert întotdeauna, pentru că să țină cont și din... Dar știu că ieri nu am făcut asemenea test. Dar aștept totuși să termine. S-ar putea ca totuși de data asta să fie testul să fie să treacă, pentru că iată că primul test, după cum se vede aici, a durat 36 de secunde, iar ăsta deja a ajuns la 2 minute și 20. Și cred că acesta sigur ar trebui să funcționeze și voi avea în curând rezultatele pe e-mail. Au trecut deja 3 minute și a ajuns la 85%. Deci am un test, durează între 3 și 5 minute în funcție de iradierea solară. Iată că testul s-a încheiat, ar trebui să am și rezultatele pe e-mail. Asta aici arată că încă face diagnoză, dar o să-i dau finish pentru că a terminat și aici faulty este cu 0 și total strings 1, deci nu a dat niciun faulty și iată că este testul a ieșit normal, este un lucru bun. Aici avem datele despre invertor și despre putere, avem curentul de scurt circuit în acest moment, atenție, deci curenții sunt în acest moment, PV1 normal, VOC, tensiunea în circuit de zis este 413 V, de la 9 panouri de aproximativ 450 W. Dacă avem aici mai multe stringuri, putem compara sau nu, dar nu am ce să compar și o să-i dau aici pe butonul acesta View. După cum vedem, aici este detaliat modul în care este efectuată operațiunea. Invertorul, puterea invertorului, testul
Și aici sunt datele despre panou. Toată puterea care este în momentul ăsta este de 2400 de W. Atâta poate în momentul ăsta, din cauza unei orientări mai mici, unghiului de 22 de grade, pe care eu l-am fix. String degradation rate, aici mi-arată în funcție de niște parametri, minus 7% sau ceva, nu știu exact ce înseamnă. Curentul este de 7 ampere în acest moment și aici vedem punctul maxim de putere în funcție de tensiune și curent este la 311 V, acolo este și aici vedem că mai crește, amperajul mai crește și undeva la 400 este deja, acolo sunt cei mai puțini amperi în tensiune de mers în gol. Iar pe e-mail, haideți să încerc să vă arăt și pe e-mail cum arată. Aici sunt niște date preliminare și nu sunt foarte detaliate. E ceva pe scurt, dar imediat o să vă arăt și ce am primit pe e-mail. Cam așa arată e-mailul, vine un CSV din acesta, deși înainte venea un PDF, se pare că totuși au schimbat ceva, sau este, asta e testul dinainte, că am făcut test 2, dacă nu mă înșel, error report zip. Ăsta este primul raport, acum 16 minute, nu, o să-l caut pe al doilea. Iată-l pe al doilea, este un fișier de tip PDF, o să-i dau deschidere. Așadar, aici este fișierul PDF, scrie aici Huawei, azi niște steluțe, aici mi-arată testul, este frumos colorat și îmi spune că am făcut testul 2, Târgu Jiu, not cleaned, radiation, o valoare predictivă, 724 W pe metru pătrat, spune că panourile au 38 de grade în funcție de acei parametri, atenția ale mele sunt puțin mai calde din cauza așezării. Așa, avem aici PV string IV curve during this scan. No validata. Așadar, este totul normal. Ce înseamnă asta? Că dacă avem aici normal string, înseamnă că nu avem absolut nimic defect în sistem și totul funcționează cum este de așteptat. Avem valoarea ISC 7,85 A, IPM 6,99. Asta e curentul de scurt circuit, ăsta e curentul în sarcină și ne rezultă 2412 W, pentru că nu mai scot cât scoteau înainte. Pe timpul verii aveam și teste de peste 3800 W, chiar și 4000 W, pentru că acum soarele nu mai este așezat și asta înseamnă, se traduce aici în PV string performance data. Avem PMAX 2412 VOC 413 V, ISC, fill factor. Ce ne interesează pe noi este VMP, adică este tensiunea în sarcină, IMP și înmulțind aceste două valori obținem puterea maximă. Deci acestea sunt testele în timp real, în condiții de test normale. Deci condiții de test normale în teren, cum ar veni, deci nu de laborator. Puterea maximă, avem STC conversion, standard test condition și aici sunt normal test condition, NMOT și STC, ceea ce se traduce printr-un PMAX de 3500, eu am valoarea de 3800 W și ajungem la aceste valori. Aproximativ, care sunt aproximative cu puterea panourilor. Temperatura, iradiere, determination și spune că acest raport is used dacă avem un string în fault și nu constituie un certificat de control. Deci atenție mare, deci acesta nu seamănă cu un certificat de control, ci este un simplu test pentru a ajuta
utilizatorii, mai exact instalatorii, care vor să testeze sistemele pe care le au în monitorizare, să vadă dacă au ceva probleme. În cazul acesta ar trebui să se autosesizeze, să sune persoana cui a instalat și să eventual să stabilească o verificare și la fața locului în cazul în care apar aici erori. Ăsta a fost testul de azi. Nu uitați să faceți și voi un test de ăsta. Dacă aveți un cont de instalator, atenție, nu se pot face decât de pe un test, de pe un cont de instalator. Fie cereți instalatorului să vă facă acest test și să vă trimită acest PDF, are adresa dumneavoastră de e-mail și dacă totul e normal, măcar o dată la începutul anului, la sfârșit și la mijlocul anului, nu e ceva imposibil, pentru că aceste sisteme costă destul de mult și da, totuși trebuie diagnoză, să zicem, eu zic că la câteva luni se poate face o diagnoză și văzut acolo ce merge și ce nu merge, ce îmbunătățiri mai pot fi aduse, dacă e vreo eroare, dacă pot fi curățate, dacă necesită alte teste în amănunt. Asta a fost tot, nu uitați să dați un like la acest clip și să-l distribuiți și dacă nu sunteți abonați la mine, să vă abonați. Am strâns și vă mulțumesc pentru această ocazie, am aproximativ 2000 de urmăritori. Am vrut să ajut, când m-am apucat eu de Huawei nu era absolut nicio informație și cu această ocazie împărtășesc cu voi ceea ce am învățat în decursul acestor ani despre Huawei. Evident, nu le știu nicio pe toate, dar încerc din tot posibilul să-mi țin instalațiile cât de cât în normal. Dacă am o problemă, evident că trebuie luate măsuri din timp. Asta a fost tot pentru azi, eu vă mulțumesc, să aveți o zi minunată!